Salut, salut pe toată lumea, salut toți șacalii, vă salut cu tot dragul, cu tot respectul. Ce faceți, mă, viața mea, mă? Ce ziceți, mă, frumos și mei, mă? A? Ia să ne strângem într-un număr cât de mare aici, mă, să facem o povestire frumoasă. Ce ziceți, mă, viața mea, mă? Cum sunteți, mă? Hai să vă văd pe aici, dați câte un mesaj, băi. Dați un mesaj ca să vedem cât suntem, cum suntem, ce fel suntem. Sper să fim bine, sănătoși. Vă salut, vă salut. Și la mulți ani tuturor femeilor, mamelor, mămicelor, doamnelor, cu ziua de azi de 8 martie. Multă sănătate și numai bine. Hai să ne strângem într-un număr cât de mare eu. Ia dați-mă un mesaj să vedem. Merge live-ul ăsta, nu merge? Care e problema aici? Că nici nu-mi dau seama dacă merge sau nu merge. Oh, Alex. Lasă-l. N-are nicio șansă. Mă, lasă-l dracu de ploșniță, că oricum vorbim despre chiștocarii de detenție, chiștocarii de pârnaie. Mi-a dat, da, știu. Păi sunt la București acum, frate. Eu nu știu că mi-a dat, mie îmi dă toată lumea stop. Nu îmi dă toată lumea stop, piticul, năsosul ăla, nas, strâmbă la chiron în cap ăla, la fel, mi-a dat stop și ăla. Și eu stau numai în București. O, Gigi, te salută fratele tău. Chiștocaru. Hai să ne strângem într-un număr cât de mare, să dăm drumul la o povestire, că văd că nu se mai poate și toată lumea a început să fie smardoi așa, să scoată colții în fața la cei care i-au terorizat. Băi, ascultați bine povestea și băgați bine la cap. Ăștia chiștocare, ăștia de pârnaie de la Curtea de Aer. Da, frate, mâine o să... Las că avem mult de discutat. Sunt multe lucruri de discutat. Nea Voicu, te salută fratele tău. Mâine o să... Că și așa sunt în București. O să... Îi zic să ne găsim undeva să stăm de vorbă, frate. Chiar vreau să stau de vorbă cu el, să văd care-i treaba cu el. Să clarifice treaba, dacă îl deranjează sau îl doare ceva. E treaba lui dacă îl doare. Dacă îl doare, o să-i treacă. Hai să ne strângem într-un număr cât de mare aici. Bă, frate, nu e vorba cu duș sau fără duș sau cu astea. Vă salut pe toată lumea, vă salut cu tot dragul. Mă, frate, el, vă spun eu, hai să începem așa cu începutul. Dor, unde ești, mă, fratele meu, mă? Unde ești, mă? Unde ești, mă, Dorule, mă? Ali, unde ești? Ia uite, vine notificări pe aici, mă sună, te salut cu tot dragul. Bună seara, Coming. Bună seara și ție, zice, bună seara și ție și la toată lumea. Și noi îi spunem bună seara și numai bine, multă sănătate. Bă, ce-s cu fetele, mă? Unde sunt fetele, mă, frate? Băi, fraților. Hai să încep eu povestirea asta, că am spus mereu, indiferent, Ana, te salut, Ana, bine ai venit, Ana. O, Ana Bosânceanu, te salut. Hai să spun eu, că am tot zis mereu, băi, care vă agățați de mine și căutați să faceți voi vreo imagine proastă și să faceți voi discuții proaste și false asupra mea, dosarele voastre sunt la arhivă, mă, frate, la mine aici. Și vă dau peste nas vouă. Dați-vă dracu de aici, de părablele dracu, păi voi vorbiți cu mine de sus, voi vorbiți când dați mie capace, că nu mai mă primiți voi pe mine în București, mă, stați dracu, dar ce mă, Bucureștiu, tu, am venit la tine în casă, unde am venit? Am venit la tine la poartă și nu mă primești, mă dai afară, că n-am înțeles asta.
Eu vreau să spun la falși ăștia, la răutăcioși ăștia, la răi ăștia care au rupt chiștoacele în ei, pe la pușcărie, stați dracu la un loc, auzi, că mie mi-e foarte milă de voi, de unii din voi care suferiți de voi, suferiți de smardoială, dar mi-e și dragă libertate. Așa că stați dracu la un loc cu mine cu smardoiala, stați dracu la un loc cu mine cu scandalurile astea, vedeți-vă de treaba voastră, stați pe pizda voastră acolo, cum stăteați voi cândva pe la Pârnaie, pe la patul 2 și 3, și nu mai mă băgați pe mine în cărți, nu mai credeți voi că face jocuri de-astea. Azi m-a sunat ăsta, lătura asta de Chiranu, m-a sunat să stea de vorbă cu mine. Eu n-am avut timp, că eu n-am timp de fraieri, ca să stau de vorbă cu fraieri, eu n-am timp de așa ceva. Am interzis în București, dar cum dracu se întâmplă că eu sunt în București? Unde dracu? A, mi-a venit mai târziu, știu. Păi numai prefectul de la Lille, din Franța, mi-a dat interdicție, frate. Dacă, cred că am spus pe niște live-uri de ale mele. Și îmi dă mie ăsta burețarul ăsta, mă, ce dracu, mă, despre ce vorbim, mă, despre clovnul ăsta, ce dracu, ăsta-i păcăliciu, ăsta-i păcăliciu TikTok-ului, ce dracu, stai pe TikTok, bârfești toată lumea, râzi de toată lumea, cauți să râzi de toată lumea, să înjosești tu pe toată lumea. Băi, vă salut cu drag pe toată lumea, pe toți băieții, pe fete, pe Sergiu, te salută fratele tău, băi, vă salut pe toți, bă. Ana, păi și mâine e weekend, frate. Sergiu, băi, stai, cum face? Mâine e weekend, mă, fratele meu. Și mâine lucrează, ce dracu, cum n-a lucrat ta și lucrează mâine? Păi e weekend, am intrat în weekend deja, gata, azi de la ora 12 am intrat în weekend. Păi cine caută, mă, să caute el pe acolo, mă, frate? Băi, lăsați-mă, mă, dracu, cu parazitul ăsta de celulă. Ăsta e un păcălici care a râs de frații lui și a legat frații. Bă, vă dați seama ce caracter are, și a legat frații, și a legat mama. A făcut sifoneală pe tot neamul lui. Eu am vrut să tac din gură și chiar vă spun, băi, vă spun ca la frații mei. Jur pe viața mea, și dacă el nu confirmă lucrul ăsta, bă, să jure el pe familia lui, să jure el pe familia lui, o luăm așa. Și după aia revenim la de-astea de pușcărie. Eram acum vreo 2 ani de zile, eram în Irlanda. Mă, jur pe viața mea, jur pe familia mea, dacă vă minte fratele vostru cu ceva. Mă sună el pe mine. După discuția când a avut-o el cu Varanu, l-am sunat atunci și i-am zis, băi, nu ți-e rușine, mă, să faci discuții de-astea proaste, când ăla te-a hrănit, te-a ținut pe lângă el, te-a ținut pe pachetul lui, de la mama lui, de la familia lui, și așa mai departe. Când la pușcărie familia te caută, frate, și mai puțin prietenii. Poate că dacă sunt câțiva prieteni cu adevărat, te mai bagă în seamă din când în când. Frate, l-a bătut, pe el l-a bătut Marcela. Băi, oameni buni, deci dacă pe tine te bate nevastă-ta, vorbim de el acum, de chiranul ăsta, de prostul ăsta, care nu știe câte urechi are în cap. Dacă pe tine te bate nevastă-ta, tu vrei să te bați cu mine? Bă, tu vrei să te bați cu Varanu? Bă, tu vrei să te bați cu Varanu când ăla te ține dracu numai în aer, numai din capace? Stai dracu la un loc. Nici nu vreau să înțelegeți că eu iau apărarea lui Varanu. Până la urmă, îmi bat pula în gura lui, ai înțeles? Ce am eu cu el, ce am avut eu cu el, sau dacă ne-am împăcat, sau suntem prieteni, sau am rămas prieteni, sau vom deveni din nou prieteni, asta rămâne de văzut pe parcurs, dar nu discutăm despre problemele astea. Și nici nu iau apărarea lui Varanu, dar nici nu ți-o lua în cap așa. Chirane, nu ți-o lua în cap, că eu știi că te-am mai sunat odată, și nu te-am sunat eu, dar am vorbit pe telefonul la altcineva și ți-am spus omenește, ți-am spus șmecherește, termină-te, aștâmpără-te cu afirmațiile astea, cu vino, bă, că sunt aici în fața la Han și, bă, uite, mă, dracu, protejatul, dracu, stai, dracu, la un loc. Băi, și să revin la discuția asta. Eram în Irlanda, am muncit, frate, munceam, nu, dacă vreți, vă și arăt pe unde am muncit, pe afară am muncit cu contract de muncă, munceam, mi-a zis, băi, muncesc. El ce face? Nu că m-a îndoit pe mine, dar știți cum e mila de copii, mila de lucrurile astea și
Zici la un moment dat, hai mă, că poate trece și el cu momente grele și nu are și chiar nu are. Și ce zice? Băi, fratele meu, bă, să moară, să facă, dacă Bogdan... Vino că sunt în fața la poliție, da, așa zice. Bravo, Bogdani. Și zice, băi, frate, sunt acasă, sunt cu copiii, n-are ce mânca, n-are ce alea, n-are nu știu ce. Asta să jure el, să jure el, eu nu-i dau de jurat, să jure el pe copiii lui și să spune că nu este adevărat. Dacă el să jură că nu e adevărat, eu nu mai fac YouTube, dar să jure adevărat, frate, adevărat. M-a sunat și mi-a spus că moare de foame în casă cu copiii și că copiii lui trebuie să meargă la școală și că nu are ce să le dea să mănânce și așa mai departe. Eu ce zic? Băi, Chiran, eu muncesc, mă, frate, dacă vrei să înțelegi niște lucruri, uite, fratele tău, mâine se duce la Oyster și spune 100 de euro. I-am trimis 100 de euro sub forma de prietenie, sub forma de mai mult de copiii aia, că am văzut copiii aia în casa acolo, i-am auzit că am vorbit cu el pe cameră, asta e dacă vreo 2 ani de zile. Băi, la mulți ani încă o dată tuturor femeilor, mamelor, doamnelor, soțiilor și domnișoarelor totodată. Și pun 100 de euro. Nu mai știa cum să mulțumească, să rea în sus de bucurie. Băi, frate, la, mă, ți-am dat, gata, să fii sănătos, sunt la muncă. Mă, ce să fie, mă, frate, el vorbește de Varanu, că Varanu a fost pachetarul lui. Hai, mă, să fim serioși, băi, să fim serioși. La asta, mă, ce dracu, mă, băi. Una e, asta nu înțelege multă lume pe site-urile astea, mă, pe TikTok-urile astea și și-a luat un cap și crede că ei sunt smart doi. Mă, n-ai cum să fii smart doi. Dacă tu nu te-ai bătut în viața ta real, deci dacă tu real nu te-ai bătut cu nimeni, cel puțin dacă zici că ești, dacă zici că ești șmecher și că ești smart doi, zi-mă un nume, două nume cu care te-ai bătut tu pe la pușcărie. Dar bă, dar două nume ca lumea, nu bă cu tare. Zi-i real, că eu vă știu dreacu pe toți. Sunteți dreacu, sunteți nebuni, ați nebunit la cap. Zi-i real cu cine te-ai bătut. Că mai mult decât să spui că ai luat bătaie de la nu știu cine, nu ai ce să spui. N-ai ce să spui. Că spui minciuni de-astea și îmbârligături de-astea și cauți să faci niște îmbârligături, cum ai mai sunat și aseară. Dar să terminăm cu povestea asta. Și am pus, frate, o... Ia uite, bă, că mi-a dat asta. I-am pus, frate, o 100 de euro să aibă ce mânca în casă cu copiii lui și l-am ajutat. După ce am venit în țară, el tot mai mă suna, tot mai mă alea, vreo 2-3 zile la rând, bă, să străiască, să cu tare, cum e euro, te salută fratele tău. Cum e lumea în general așa, nu vorbim de prieteni adevărat, vorbim de pleșcar de ăștia, de ploșnițe de astea, de tinetă, ăștia, de ghenă. Bine, bă, da, să te-am ajutat, dacă poți să te mai ajut odată, te mai ajut de două ori, dacă nu, asta e, am și o familie, am și o copil, am și o alea, am și o treburile mele, am și o socotelele mele. Da, domnule, vin în țară la ceva timp, mă sună el ce-o fi zis? Băi, ăsta mi-a dat atunci, hai că poate mai îndă și acum și așa mai departe. Mă duc la el acasă. Iordache Titi, te salut. Te salut, fratele meu. Te salut cu tot dragul. Tița, Iordache Tița. Salut, salut pe toată lumea. Și când vin în țară, mă sună el pe mine. El ce-o fi gândit el în mintea lui? Ce-o fi gândit el în mintea lui? Băi, că sunt pe ăsta, înțeles, poate... Mai mă ajută ăsta cu ceva, bani a venit el. Păi eu dacă vineam cu bani de afară, cum am... Tiță, frate, da, mă scuzi, frate. Și că am și TikTok-ul ăla deschis și mă uit și la una și la alta. Băi, da, care vreți și care aveți buna plăcere, dați-mi și pe Laur Criminalul să fac și acolo pe TikTok, vorbesc de TikTok, dați-mi să fac 1000 de abonați și acolo să pot să am un alt cont de TikTok. Că am văzut că ăștia una, două, caută să-ți dea rapoarte, să-ți facă, să-ți dreacă. Ce dreacu să faceți, mă? Păi în afară de rapoarte. Păi nu toată viața mea asta numai e rapoarte. Ce dreacu, mă? Și nici în libertate nu scap de rapoarte. Hai, mă, să fim serioși. Da, dreacu, la un lume, pisoi, dreacu.
Și mă sună, frate, când vin în țară, frate, vii pe la mine, vii cu tare, aici. Băi, trece ceva timp, am venit și eu acasă, mi-am terminat și eu treburile pe acasă, pe la mine, ca fiecare, că de-aia pleci pe afară. Lasă-l, frate, să mă înjure. Băi, lasă-l să mă înjure. Eu mâine îl invit la o cafea să stau de vorbă cu el față în față și să văd dacă are curajul să mai mă înjure mâine, dacă vine. Nu e Laura lui Racoș, mă, frate, mă. Eu sunt Laur criminalul, mă. Eu sunt Laur criminalul, dar am spus și repet încă o dată să înțeleagă toată lumea. Am schimbat pseudonismul ăsta. Mie nu mi s-a spus criminalul că am vrut eu. Mie mi-a zis lumea, frate. Asta nu spun ca pe o laudă și... Da, frate. Păi asta vorbesc, Vladimire. Da, mă, frate, și-a și spus pe live. Există live-urile care spune, bă, să trăiască familia că mi-a trimis calea. Băi, eu ți-am dat de mila la copiii tăi, ți-am dat de mila voastră acolo în casă, că am zis, băi, trece pe momente grele, nu avea bani, nu avea alea, înțeles? Zic, 4 milioane și ceva, 5 milioane, cât face 100 de euro, zic, să descurcă și el 2-3 zile. Dacă e băiat deștept, faci mâncare și 2 săptămâni de 5 milioane, mă, frate. Da, frate, știu că pune barieră, eu sunt în București acum. Dar el nu știe, dar nu toată lumea știe că eu sunt la București. Mă duc pe acasă, mă duc pe la Clără, stau o zi, două, trei, îmi fac și eu treburile pe acasă și după aia plec în drumul meu, frate. Și mă cheamă pe la el, tot insista, vino, 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 domnule. Mă duc. Deci noi vorbim asta pe la ora 10-11 dimineața, fiind în țară eu. Mă sună între timp, băi, ce faci, bă, unde ești? Ce a schimbat numele de telefoane? Ce dracu a făcut el? Ce n-a făcut? Da, frate, lucrează ăsta, că e nebun. Mă, ce dracu să puie, mă, ariciul ăsta? Mă, ce să puie pe căliciul ăsta, mă? Ce dracu să puie, mă, frate? Băi, vedeți că mai vă șterge mesajele de la YouTube. Dacă nu scriți corect, vi le șterge mesajele. Băi, într-un final, Adrian Vlog, te salut. Salut pe toată lumea. Da, sunt Laur din poveștile lui Varanu. Eu sunt Laur criminalul. Nu mi-am pus eu numele ăsta de criminalul. Mi l-a pus oamenii, băieții, după la pușcărie. Și nu mă laud cu el și nu spun suferința mea, 23 de ani de suferință, că m-a întrebat multă lume câți ani de pușcărie am făcut. 23 de ani și nu o spun cu o laudă, o spun cu o mare tristețe, pentru că mi-am pierdut toată tinerețea numai pe-n pârnaie. Ăsta nu este un lucru bun, nu este un lucru de laudă și nici nu îndemn pe nimeni să facă ceea ce am făcut eu în trecutul meu. Când pișați ăștia dădea transpirațiile din ei când mă vedea. Bună, bună seara, Nașa, te pup cu drag, Nașa, la mulți ani, Nașa, te pupăm și te iubim, Nașa noastră frumoasă. Băi, frate, în fine, schimbă numele cu tare. Eu stau și mă gândesc, bandit, unde nu spun eu multe lucruri și n-am spus mereu lucrurile pe față așa și le-am căutat să le sucesc într-un fel anume să fie bine pentru toată lumea. Care ei n-a înțeles cum e cu online-urile astea și să-și vadă de treaba lor și să facă o caterincă frumoasă și mai dai o înțepătură, mai dai o înjurătură, mai o sucești, mai o învârtești, dar nu te pui bala muc, mă. Da, Daniele. Și mulți n-a înțeles, mă, frate. Ei a înțeles că aici trebuie să fii zmardui. Păi aici poți să fii tu zmardui, mă? Aici poți să fii zmardui oricine. Dar în viața reală ce ai făcut? Ce ai făcut? Cu cine e? Adrian Vlog. Băi, dați-mi urmărire și pe TikTok, care vreți să-mi dați urmărire pe TikTok, pe Laur Criminalul, să fac 1000 de abonați și acolo. Să am un cont secundar. Și mă găsesc cu el, mă, frate, tu mai pe la 10 noapte.
mă sună el într-un final. Eu tot îl încercam pe numerele alea, încercam pe Messenger să alea. Zic, hai mă, dacă i-am promis la un că mă duc până acolo, zic, hai că mă duc. Mai contează, frate, ce beau? Țuică beau. Țuică făcută de pere. Mă găsesc până la 10 seara. Păi acum că mă găsesc cu el până la 10 noaptea, era noaptea fără. Mă chină, ne zic, ce trebuie cu aia nebunii, mă, ce trebuie, mă ții toată ziua atârnat așa, ne găsim la 10 noapte. Ești nebun la cap, mă. Ți-e frică de cineva, ți-e alea, că am văzut că ai făcut o grămadă balamucuri, o grămadă lucruri, dar astea nu mai face, mă, dar astea nu mai mă te lua de lume, nu mai scoate lumea sifon, nu mai scoate lumea bulangii, nu mai scoate lumea că Sergiu, te-ai pup. Nu mai scoate lumea că e sifoane, că sunt bulangii, că a fost pachetar, că alea, că tu știi destul de bine că ai fost un foarte, foarte mare amărât și am mai spus-o și o mai repet și acum pentru cei, băi, mulțumesc la toată lumea care v-ați abonat la canalul meu de YouTube și în special celor care ați venit mai pe urmă acum. Ai azmă, da, da, aia tare. Și nu, domne, că să zic. Acum m-am dus la el acasă, acolo era cu Marcela, femeia respectoasă, a pus și acolo ce dă Dumnezeu. Eu ce zic, bă, frate, șmecherește ce spun. A, mă, zic, ce beau, coniac beau, mă, frate, mă. Triumf de la, cum zice, triumf de la, din 93. Da, mă, l-am pus șef de cameră pe izolare. Băi, voi vă gândiți, oficial, am înțeles, frate, cine ești, că mai zic de nu știu câte ori. Băi, acum dacă m-am dus la el acolo, zic, haide mă să mergem până la un Penny de ăsta, să mergem la un magazin, la ceva. Am găsit noi la un God ăla, parcă, deschis. Am văzut, Sergiule, am văzut. Și m-am dus, am luat niște dulciuri la copii, am luat ceva de mâncare, am luat vreo câteva sticle de vin, de ce-am mai luat noi pe acolo. El a început să vaite cu dalea de văicăreală, cum s-a obișnuit de ani de zile. Sora mea, te salut. Te salut cu drag, bine ai venit. Băi, zic, lasă-mă, stai mă liniștit, las că plătesc eu asta. Luăm acolo tot ce trebuie, sucuri, ce drag, na, ce lună e acolo. Până și cafea am luat. Mă jur pe viața, bă, dacă nu e adevărat, să jure el pe copiii lui. Eu nu-i dau de jurat, că mie nu stă în caracter să-i dau de jurat. El poate să mă înjure, oricum știu că de mâine îmi face program, știu că și noaptea asta el n-are somn și îmi face program, știu, văd, cred că mă urmărește. Spațiu X, te salută fratele tău. Și stau, pierd noaptea cu el acolo. Mă, frate, s-a dezis toată lumea de el pentru că el e un măscăriș. Voi nu-l vedeți că el e un măscăriș. Ce dracu m-a ajuns să îți vopsești barba la 45 de ani? Du-te, bă, dracu, că înțeleg că ai barba. Berberește-te, dracu, dacă vezi că nu te aranjează și nu stă bine cu păduchioasa aia de barbă care o ai. Du-te, dracu, dar aici că mi-e rușine. Încă mi-e rușine așa să mai povestesc niște lucruri urâte despre tine. Dar ei știe, mulți știe, mulți ciortan de ăștia știe că eu le știu dosarele. Și stau, frate, până dimineața la el acolo. Te dai cu una, te dai cu alta, mai stai la bârfă, mai stai la caterică, mai îi spun una, mai îi spun niște chestii. Băi, zi, nu mai te lua de lume, nu mai vorbim, mă, prost, mai alea. Ai înțeles că văd că ești numai noaptea pe afară și ești pe fugă, așa. Ai venit de mergem în mergi în ceață, așa, drept. Da, domnule, ai dreptate, da, mai fac și eu astea pentru bani, mai fac și eu pentru cutare, pentru audiență, pentru aia. Bă, fă-mă o caterică frumoasă, fă dracu, spune dracu niște ștouri frumoase, spune dracu niște vorbe frumoase, nu mai sta să palevracești de lumea aia. Ce mai spun eu al lui acum? Bun. Ca acum, iar începe el cu vara, nu? Paul, te salut! Începe iar. Băi, nu... Înțelegeți-mă, nu iau apărare. Deci eu nu iau apărarea lui Varan. Dar du-te, dracu, de aici, mă. Du-te, mă, dracu, de aici, mă, de lepra, dracu, mă.
Păi, tu cauți să îl vorbești pe ăla care te-a hrănit pe la pușcărie, care te-a ținut pe țigări, care te-a ținut pe pachetul lui, mă. Îți dădea de milă și îți dădea de alea. Da, să-l trec cu puși, puști, că nu era el deschis la minte atunci, ca acum, să spunem. Nu era el chiar așa de matur ca acum. Sergiu, te pupă fratele tău, pentru subținerea canalului. Te pup, Sergiule. Mersi, mulțumesc. Te pupă fratele tău. Și cauți să vorbești și cauți să înjosești tu lumea. Bă, du-te dracu de aici, că să mor aici dacă vă mint. Bă, să mor eu dacă vă mint. Dacă vreunul din tiktokare ăștia, bă, nu-l umflu, nu-l alea, îmi bag pula în gura lui, dă-l în pula mea de aici. Eu oricum sunt certat cu el. Dacă vorbesc cu el, vorbesc cu el la mișto, vorbesc cu el la Cateric. Oricum știu că vede life-ul, vede astea, asta dracu, e treaba noastră. Păi tu-l invizi pe ăla, mă, dobitocule, când vezi că ăla e la domiciliar? Te pup, Sergiu, te pup cu drag. Tu-l invizi pe ăla ca să vie la București, ca să ce? Bă, da, asta bără pe pula lui toți, mă, ca să ce, să-l legați pe ăla. Lăsați-l, bă, dracu, că deja are 3, 4, 8 mandate pe cabă. Bă, deja, bă, cu aia, îl vreți la pușcărie cu nerușinare așa, mă? Băi, îi scoateți vorbe proaste, că a spălat WC-ul, că a făcut futu-ți WC-ul, mătii chirane să-ți fut. Aduți aminte, neavoi cu te pupă fratele tău, pentru subținerea canalului. Băieții, mersi, te pup neavoicule. Păi tu spui de ăla că a spălat WC-ul, că a făcut ca adres, că... Băi, că să intre Gioie, că să intre ăla, bă, nu mai băga mă lumea. Sergiu, te pupă fratele tău. Te pup cu drag, mersi, Sergiule. Băi, să intre ăla, bași pe Gioie, bași pe nu știu cine, bași pe toată lumea în discuție. Aseară m-ai sunat la două noapte. Băi, nebunule, păi tu te joci cu mintea mea când eu am fost șeful tău. Bă, tu ți-aduci aminte că stăteai în poziția de drept. Du-te, dracu, de aici. Dă rab la dracu, că mă și minervez așa. E, băgăm la izolare. E, băgăm de dracie. Lasă-l ușor, că-l băgăm și pe Coneac, Sergiule. Îl băgăm, tată. Cum să nu-l băgăm, fratele meu? Băi, tu vorbești prost de ăla. Du-te, dracu, de aici, mă, de mizeria, dracu, de gunoiul, dracu, că te-a văzut toată lumea. Băi, băi, telicarul, dracu. Băi, pe tine te-a bătut Marcela, mă, te-a bătut nevastă ta. Și tu vrei să te bați cu ăla? Și îi spui, vino, bă, la București ca să ce? Mă, sunt tu pe mine azi noapte la... 3 noaptea, mai suna și alaltă noapte, la fel pe la vreo 4, păi eu dorm bă la 4, mă, du-te dracu de caverna, dracu, ești nebun la cap. Mă, Ioane, ai vrut să zici și tu ceva, dar cred că îți dau o palmă pe ureche, dar nu te vezi. Te dracu, mă, Ioane, de aici. Te pup, Sergiule, te pup cu drag. Ia uite, Coneacu. Ia uite dacă Sergiu dă Coneacu. Băi, eu v-am zis mereu, Tudorică, o, Stoicov, te pup, fratele meu, te pup cu drag, te pup cu tot respectul, cu tot respectul. Băi, uite, Stoicov ăsta, un băiat foarte, foarte, foarte sincer și foarte, foarte drept, așa, și foarte onest și nu vorbește rău, nu vorbește prost de lume, nu, alea, are o vârstă, s-a... E ce trebuie, băi, pe bune, te pup fratele meu, te pup și te respectă fratele tău enorm de mult. N-ai venit în ziua ca să bem bere la Lili, ai văzut? Ce-al năbădăi ești, stai că te prind eu mâine te prind pe weekend, pregătește-te pentru mine mâine să tragem câteva sticle de vin acolo. Te salut cu drag, Stoicov, și pe tine și pe Lili, e fratele meu Lili și mă cunosc cu el de mulți ani și chiar e un băiat extraordinar. Băi, tu-l invizi pe ăla, mă, la smardoială, când tu știi că ăla e la domiciliar. Știu, frate, nu știu, știu că am vorbit atunci. Știu, bravo, mă bucur să-ți rezolv treaba, să-ți rezolv treaba ta și mă bucur că ai avut puterea să te reabilitezi și ai gânduri bune și ai gânduri serioase față de societate și de tine însuți. Că, în primul rând, ție trebuie să-ți demonstrezi niște lucruri, nu la anumite persoane. Băi, eu nici nu văd că suntem pe live aici, pe YouTube-ul ăsta. George, te salută fratele tău.
Tu îl inviți pe ăla la smardoială când știi că ăla e la domiciliar. Băi, asta împără-te, mă, dracu, și termină dracu cu înjurăturile și termină dracu cu minciunile astea, termină dracu cu prostiile astea, mă. Băi, 67 de sarmale. O, tiță, te salut, 196, Doamne ajută! Da, fratele meu. Cum nu văd? Ce nu văd? Că văd tot. A, nu mi-arată acolo. Nu știu de ce. Să pune așa și pe urmă nu mai mi-arată tot toți oamenii după live. Nu mi-arată așa, nu știu cum. Cred că trebuie să fac eu ceva la YouTube-ul ăsta. Trebuie să mai umblu eu la el. Georgică, te salut! Băi, frate, băi, tu îl inviți pe ăla la smardoială? Auzi, m-a sunat de nu știu câte ori. Azi noapte la fel m-a sunat, el era pe live. Cu cine era, frate, cu cine nu era? Titanic, te salut, vă salut pe toată lumea. Băi, cu cine era, cu cine nu era? Păi tu te joci cu mintea, mă, ce vrei, mă, să faci tu? Să faci convorbiri, să faci tu dale înregistrări, dale? Sau ce credeai, că poți să mă duci tu pe mine în cap? Dar eu dăm bun simț, nici nu te-am înjurat, nici nu ți-am zis cum te-am zis în seara asta, că eram noi doi. Probabil că aveai un alt telefon pe live și vrei să arăți tu la lume că mă sunt tu pe mine și vorbești cu mine. Băi, dacă eu am vorbit cu tine, eu am vorbit din respect și din bun simț. Simon, te salut, salut pe toată lumea. Eu am vorbit din bun simț și din respectul meu ca om. Că tu știi destul de bine și multă lume știe care a făcut părnaie cu mine și ne-am cunoscut pe la pușcherie și ne-am împrietenit pe la pușcherie și care m-am împrietenit cu băieți valoroși și cu băieți adevărați, noi ținem legătura și în ziua de astăzi și vorbim și dacă avem posibilitatea să ne găsim o dată, să facem un chef, să stăm la o discuție frumoasă, la o caterincă frumoasă, cu mai puține discuții de pușcherie, înseamnă că oamenii realizează că libertatea este foarte dulce. Du-te dracu de smardoi închipuit, că tu n-ai bătut niciodată pe nimeni, ca să spun eu așa că umfli tu și să spui tu niște chestii de astea. Bă, tu ți-ai luat curele la cur, să moară, bă, să mor aici, bă, să moară familia mea dacă vomit, dacă nu l-a bătut mândoi cu cureaua la cur. Bă, hai mă, dă o morții, bă, zic că mă uceam dracu, n-auzi că e vadan de pușcărie, mă ucideam. Mulțumesc, Mio. Mulțumesc la toată lumea. Du-te, dracu, de aici, de-n jositul, dracu. Eu dacă ți-am luat apărarea câteodată de mai multe ori, să spun așa, și nu am vrut să intru în niște discuții de-astea urâte, pentru mine sunt niște discuții jenante de-astea, bă, n-am intrat de bun simț, mă, bă, de caracterul meu. Ai câștigat o luptă? Câștigă, frate, ce vrei tu. Fulge, te salut. Te salut, Avi. Băi, vedeți, bă, dracu, de treaba ta. Astâmpără-te, dracu, băi. Nu mai face, bă, afirmații. Nu mai scoate, bă, vorbe urâte la lume. Lumea nu te-a uitat că tu ai vorbit pe toți șmecherii și pe toți aia. Bă, tu nu ești de talia la șmecher, mă. Băi, dacă tu ai avut tu pe o să spui, băi, Dumnezeu să-l odihnească și nu vreau să mai fac niciun fel de discuție la asta. Dacă tu ai spus că tu l-ai bătut pe Emi Pian, și a venit tasul și, băi, Dumnezeu să-i odinească pe amândoi. Du-te, dracu, că tu nici n-ai primit pușcă, vă salut, vă salut. Tu nici nu ai fost la pușcărie nici cu tasul, nici cu el. Și tu să dai în ăla. Băi, ești nebun la cap. Că era cu tine în cameră și, băi, du-te, mă, dracu, ai ajuns prea rablă, mă, bă, prea rablă, mă. Păi dacă lumea... Nu trebuie să-mi dai, fratele meu, dacă vrei să mă saluți cu drag, uite, ți-ai luat cu flexul pe urechi, vezi? Îmi dai 10.000 de euro. Lasă, păstrează-i pentru tine. Păstrează-i pentru tine și să iai, să iai acolo de sărbători. Ține pentru weekend. Spui numai prostii, vorbești numai prostii. Doar de faptul ca să ai tu, cum să spun, să ai tu... Îți faci tu publicități de astea, păi îți faci tu singur când lumea te știe și vede ce fel ești și ce caracter mizerabil și infect ai. I-ai da cu justițiarul, cum îi dădea Neavoicu, păi da, așa e. Doru Nicolae, te pup, te pup, te pup, mă, viața mea, ce faci? Ia zi, vin la tine în seara asta. Ce ai vrea tu? Băi, am fost la Doru, uitați,
Hai că revenim de nou la discuție. Am fost la Doru, băi. La Doru Nicolae. Am fost, uite și cu Neavoi, cum am găsit de nu știu câte ori, nici nu mai mi-aduc aminte. Și am fost la Doru. Doru ce face? Mă sună la câteva ore. Bă, zice, nu mai fi bă pe la mine că m-am învățat cu tine, bă, să mai stăm la Caterică, să mai stăm la Vrăjeală, să mai stăm, să mai râdem, să mai are. Vin, mă, frate, lasă, Dorule, când de timp vin, fratele meu. Chiar este un băiat extraordinar. Am rămas la el peste noapte. Frate, stai aici, servim un pahar de vin, o cutare. Bă, băi, nu mai știe ce să mai pui omul acolo. Bă, Dorule, nu te deranja, mă, că eu n-am venit cu deranjul, mă, frate, eu am venit cu astea. Eu am venit cu prietenie, mă, frate. Jur, dacă nu e un om extraordinar și e și hala, are și hala deală. Are hala deală în el și râzi cu el. Jur să mor aici. Da, Sergiu, te aud. Zii, Sergiule. Băi, deci să înțelegeți de Chiranul ăsta. Ăsta e o proștită, un chiștocar. Care, an de zile în urmă, știți, și vă renoiesc așa, vă renoiesc ideile așa, să știți cine e ăsta. Da, de Cristi, de zăpăcitul ăsta, de zăpăcitul. A luat o razna, mă, bă, ăsta de vreo 2 ani de zile, că eu am vreo 2 ani de zile de când am intrat pe TikTok și pe YouTube ăsta și cu lucrurile astea, bă, l-am văzut prea, prea zăpăcit așa, bă, eu nu zic că înainte nu era prost. Păi voi știți ce-i făceam eu ăsta la poartă albumă? Bă, jur pe sănătatea mea, dacă nu vorbeam eu aici în pat, la telefon, un prieten al meu, Fănel Burlacu, mulți prieteni, și băi, vină cu acă, te cheamă nu știu cine la telefon. De unde, frate? Era altul din partea elantă, după alt interval de acolo. Și el, da, să trăiești cu tare, da, bosul meu, da, împăratul meu, da, cu tare, ai înțeles? Băi, zic, spune-mă că ai viață grea, că ești la pușcărie, omul e libertate, are sute de mii de euro. Bă, dădeam numeri de-astea sonore, ai înțeles? Bă, dădeam numeri de-astea, cum ar fi Nuțu Cămătaru, cum ar fi altă lume. Am zis așa, un nume și cam atât. Și că nu vreau să fac povestiți de genul ăsta. Și el o calea Vrăjeala și, da, bosul meu, da, bă, ce înseamnă astea? Păi tu n-ai, bă, imaginație de aia, n-ai și tu capacitate n-ai capacitate mentală, mă, să-ți dai seama că noi râdem de tine și facem. Și el o halea pe bune. Și jur pe viața mea, dacă nu i-am dat 67 de salmare să mănânce, bă, 67 de salmare să mănânci până și-a vomitat ficatul din el, te mă, dracu, de aici. Și vorba asta care am spus-o, el a și confirmat-o, el a și confirmat vorbele astea și asta cu sarmalele, că sunt life-urile lui și sunt salvate, și aia cu șef de cameră. El este unicat, unicat. De când s-a înființat pușcăriile în România, da, frate, 67, te mint, puteam să spun 93, 22, 67 de sarmale am mâncat. Și zi, făceam numai caterincă de el. Mă, numai caterincă de el. Eu am mai intrat așa cu el până două, trei live-uri de-astea, hai să vă alea, domne, intră și cu mine, să mai mă fac și eu, să mai mă văd și eu, să mai nu știu ce, să mai facem o povestire, să mai alea. Zic, hai de mă, de caterincă de-alea. Voi, Melisa, te pup. Te pup, Melisa, de ce mă, noi blocați, mă, dacă nu vorbește urât, nici n-am văzut ce a zis Melisa. Record mondial, mă, frate, păi am și spus atunci, bă, tu ești de cartea recordului, mă, ce dracu, la ce ai făcut? Băi, frate, ăsta n-a avut niciodată telefonul lui la pușcherii, să înțelegeți voi. Legia Dan, te salut. Nu a fost căutat. Păi cum râdeai tu de ăla pe live? Că ți-am văzut live-ul, mă. Râdeai tu de Varanul pe live? Că primea ăla la chistrachii la pușcherii? Păi băi, e prostul, dracu. Hai să zic așa și să zicem și fără rușine și fără nicio de asta. Dacă toți suntem băieți, hai să recunoaștem și niște, niște, da, frate, dăracuși zic, dăracuși, să spunem așa, băi, să spunem adevărul pe față. Băi, fratele vostru, e un cuvânt, Vasile, te salut, poate e un cuvânt prost așa, să spun, bă, că eu am fost șmecher la pușcherie. Băi, eu am fost băiat, m-am descurcat și
Sunt într-o familie care a muncit, nu sunt într-o familie de banchieri. Nu, Sergiu e fratele nostru. Și lasă-l, lasă-l, dorule, că e al nostru Sergiu. Și, băi, mama mea m-a căutat și cu Ken la pușcărie, m-a căutat și cu Bond și cu Viceroi, că era Viceroi în perioada când am căzut eu la pușcărie. Marius Buzatu, te salut. Nu e a zis ca glumă, frate. Mi-a voi cu a zis ca glumă. Băi, băgați-vă la membri, băi. Băi, da, asta am vrut să zic. Jur pe viața mea. Deci când a avut posibilitatea, pentru că noi am căzut de copii la pușcărie, băi, ca să înțeleagă toată lumea, dar multă lume nu recunoaște lucrurile astea. Deci noi dacă am căzut de copii la pușcărie și am avut niște fapte urâte, urâte, cu tâlhărie, cu alea, adică n-ai produs nimic, n-ai lăsat nimic acasă. Și fiind copil la 20 de ani, mama mea m-a căutat toată viața ei la pușcărie. Când avea posibilitate, mă căuta cu țigări bune, când nu avea posibilitate, a venit la mine și cu plugarul. Băi, eu am prins pușcăria când vinea cu carpați. Multă lume spune niște chestii acum, dar spune numai prostii, numai balinveni, ei a prins în coace. Nu cu Snagov, frate, nu că... de Snagov. Băi, am prins cu Carpațiu când se lega, care știe, care știe, deci care știe, nu primeai țigările în pachet. Nu primeai țigările în pachet, frate. Le primeai la snop. Le făceai într-un ziar de la, rupeai o fâșie așa deja și înfășurai 17-18 țigări. Așa era pachetul de țigări. Așa era pachetul de țigări. 48, fratele meu. Alexandru, 48 de ani. Și mă căuta la pușcărie, frate. Și am fumat și Carpați. Am fumat, frate, și Penale, care nu vrea să recunoască și e rușine să recunoască și să... Bă, am fost șmecher. Să dea drag cu mine dacă nu vă spun adevărat. Nu există șmecher. Am mai spus asta, lucrul ăsta. Și îl mai repet. Nu există șmecher. De talie internațională, mondială, cum vreți voi să o numiți. Locală. Am mâncat în ghium. Bă, am mâncat în ghium. De ce? Cât de căutat a fost el. Câte... Indiferent câți bani a avut. Băi, ai ajuns la un moment dat când ai făcut rele, când ai făcut rele, ți-a tăiat drepturile pe 5, 7, 8 luni de zile, un an de zile. Melania, te pup! Bună seara, bună seara, Melania! La mulți ani cu drag! Datorită faptului că ai avut rapoarte, nu mai ești căutat. Și ajungi să mănânci de la ghium, băi. Că mai te descurci tu și că mai faci tu o chichiță și că mai pui tu, cum era cu coletele odată, mai puneai tu un colet pe nu știu cine. Că și atunci era garda mai prostuță, să spunem așa, era mai haladită în niște chestii, dar mai proastă în altele. Și mai puneai tu să mai vie altul, să mai scoată pe altul la vizită în locul tău, pentru că tu aveai drepturile tăiate, ținea ciocantina. Dar când a început să deștepte din 2002-2004 așa, eu ca băiat, indiferent pe cine, bă, trebuia să fie unul cu care nu m-a vizitat niciodată în viața lui, trebuia să fie unul de departe ca să pot să-l pun, să scoată pe altul din cameră de la mine, să-l scoată la vizită, să ia pachetul și să ia țigările și să primească bani în cot. Pentru că ți-i refuza ei. Bă, ascultați ce vă spun eu, dar lumea a uitat lucrurile astea, uită lucrurile astea. Lumea acum bălmăjește, crede că dacă are 300 pe life, face ei 3 milioane, 7 milioane. Bă, du-te dracu de rablă de aici, du-te bă dracu, bă chirane de rablă, dracu, că dacă nu... Ești prea prost, mă, pentru secolul ăsta. Bă, tu ești prea prost pentru toată lumea, mă. Lumea asta acolo, îți dă apă la moară, îți dă... De-astea te mai muțărești, râde de tine, te-a bătut aia și râde. Râde cum? Într-un sens așa, dar totodată spune niște adevăruri. Spune niște adevăruri. Pe tine te-a bătut Marcela, mă. Păi și tu vrei să te bați cu vara, nu? Băi, nebunule, băi, nebunule. Bă, du-te dracu de aici. Nu te bă dracu de aici de prost, că ești prea prost, bă. Păi tu vrei să... Băi, uite că îmi pare rău că n-am băut țuică de aia bună de la tine, băi. Am băut-o tu mai acasă, băi. Băi, mi-a dat doar o țuică, bă, jur, pe viața mea. Păi de capul meu, dacă vedeți țuică fiartă de două ori, palincă de aia, dar...
Bă, frate, eu nu știu, frate, pe băi, nu știu pe gruia, nu știu pe ăștia, înțeles, să ție palma, să nu ție palma, să nu alea. Băi, nu spune nimeni ca să nu faci o intervenție pentru aproapele tău. Dar fă o intervenție frumoasă și fă o intervenție cinstită și corectă. Dacă tot te dai că ești băiat, bă, fă o corectă, mă, frate. Nu faci niște intervenții proaste, nu faci niște intervenții degradante să spui, bă, ăla la pușcărie, l-a băgat ăla la WC-ul, l-a băgat ăla de pula mea. A, mă, lasă, bă, să mă scuze, doamne, bă, dă-te-n pula mea că să moară familia mea dacă se întâmpla ceva cu Varanul. Când era el puști, bă, când era el puști, jur pe viața mea, dacă nu putea să facă față și se întâmpla ceva urât, oribil, bă, l-aș lua viața, mă. Bă, l-aș lua viața, mă. Cipu, ce faci, mă? Ești paci? A? Adu-și tu pepsilă. Ești pe aici? Și... N-ai, mă, cum, bă, n-ai, mă, nu vorbi, mă, prost, mă, că nu vorbi prost, nu vorbi prost, că Dumnezeu e deasupra și ne știe pe toată lumea, bă. Și ne cunoaște pe toată lumea. Și e lume care ne cunoaște pe toată lumea. Da, frate, viu la Șoldanu. Când vrei să vin? Enzo, când vrei să vin? Zi la fratele tău. Da. Când am și eu timp, bă, frate, băi, nu pot să vin așa, oricând. Ei dau cu ce vreau, băi, dau cu ce vreau eu, mă. Problema e că, auzi, sunt în libertate, sunt un om liniștit, îmi văd de treaba mea, sunt la locul meu, vorbesc ce trebuie, nu deranjez pe nimeni, dar nici nu vreau să fiu deranjat de ploșnițile astea, mă. Băi, nici nu vreau să fiu deranjat și nici nu vreau să mă înjure ăștia. Oricum știu că mă înjură, mă, alea mă face în toate. Mă, cine să fie, mă, că să moară familia mea dacă nu-l bătea Varanul și astăzi. N-auzi că-l bătea și astăzi Varanul. Să termine dracu. Băi, eu nu, nici nu pun paie pe foc, nici nu iau apărarea la nimeni. Ca să înțeleagă toată lumea, dar nici nu țigări fumezi, Alex. Dar tu de ce nu te bagi la membrii, Alex? Dacă tot mă trece țigări fumezi. Fumezi alea de contrabandă. Că-s băiat amărât, dar stau în libertate. Ce vrei să... Ce vrei, mă, să le dau mintea mea la unii, mă? Asta-i, mă, să facă ei, să facă de-astea, să mă înjure pe aici, să râdă de mine, să zică, de fimea, de așa mai departe, că ea, da, știe, să înjure de copii. Păi tu, el vorbea pe un live, că domnule, l-a înjurat de copii, l-a înjurat de nu știu ce. Dar tu pe cât ți-ai înjurat de copii, bă? Pe cât ți-ai înjurat, bă, nebunul dracu de copii, bă? Pe cât ți-ai înjurat, bă, de familie? Pe cât ți-ai înjurat de morți, bă? Și acum când te înjură ăla pentru că tu îi dai foc și vrei să îl vezi la pușcărie neapărat, lăsați-l, bă, dracu, în pace. Băi, lăsați-l, mă, în pace și vedeți-vă de treaba voastră. Și lăsați omul să stea la domiciliar acolo, așa cum poate. Băi, ca să vă zic așa, ca fapt divers, dacă tot erai și țineai cont de niște chestii care tu știi destul de bine că te-a ajutat Chirane pe la pușcărie și ai mâncat în pachetul lui Măsa și al lui Sorsa, cel puțin dacă vrei să-ți demonstrezi băieția, îi trimiteai un milion, bă. Un milion, bă. Atât, bă. Nu 7, nu 9. Da, sunt bătrân și fumez, da, și-o fut pe nevastă, tancur. Să vezi ce bine o fut în cur și aici pe bile bagă de ea. Înnebunește și ea, o ia cu capul. Îți povestește pe urmă ție, cum e. Nu mai blocați, bă, pe ăștia care zice ce fumezi, ce nu fumezi, ce zici, ce nu zici, ce cu tare, ce nu știu ce. Că pe mine prea puțin mă deranjează lucrurile astea. Ei n-au înțeles până acum că eu sunt, chiar sunt imun la niște lucruri de-astea care ei caută să îmi dea mie foc. Să știi că așa e. Păi dacă pe el nu-l bag în seamă, mă, fraxul, mă, băi, dacă a fost, băi,
Dacă e lume pe aici, să spui. Sunt băieți pe aici, că sunt, cred că sunt o grămadă pușcăria, să spui, dar să spui adevărul. El nu se înțelegea bine cu Fraxul, cu Ragnar. Nici la BDT, nici o pușcărie care a făcut. El a făcut o faptă de căcat. Mă, o faptă aiurea, mă, bare dacă tot faci dracu, ai mintea proastă. Dracu, ce dracu am făcut cu noi? Că nu e o laudă. Eu spun cu mare tristețe tot ce am făcut. Și eu multe lucruri le-am făcut în răzbunare, frate. Le-am făcut în orgoliu. Nu, eu nu le-am făcut. Eu n-am avut prejudiciu, mă, frate. E o vorbă la pușcărie. Băi, eu am prejudiciu astupat cu pământ. Și băieții care sunt pe aici, înțelege. Nu spun ca o laudă. Omul Răzdăchedra, te salută fratele tău. Te salut. Te salut la mulți ani ție și la nevasta ta și la copiii tăi. Băi, tu nu te-ai înțeles bine cu frații tăi. Nu te-ai înțeles bine cu Ragnar ăla, băi. Ce dracu, mă? Băi, ești nebun la cap. Te băteam în doi ăla, te bătea cu cureaua la cur. Ești prost la cap, mă? Cu mine vorbești? Cu mine vorbești de șmecherie? Hm? Pe mine ca ostru să mă, să, mă înjuri pe TikTok-urile astea? Băi, TikTok-ar bășit. Băi, frate, cine l-a băgat, cine nu l-a băgat, Valentin? Pe mine nu mă interesează. Cine îl ține pe el în brațe, poate să-l ține în brațe pe el și cea mai tare vedetă de la Hollywood. Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. Pe mine nu mă interesează numele astea. Nu mă interesează. Pentru că eu sunt prieten cu toată lumea și eu nu cred că am vorbit niciodată greșit de nimeni și nu vorbesc greșit niciodată de nimeni. Corina, te pup. Te pup, șacaliță nebună. Te pup cu drag. Torbata mea mică. Și nu mă interesează pe mine lucrurile astea, cine îl ține pe el în brațe, cine l-a băgat în seamă, cine are. Bă, hai să vă zic o fază despre ăsta, despre bă, chiștocarul ăsta, despre ploșnița asta. Bă, du-te, dracu, de brabla, dracu, când aveai nici ea, da și în picioare și te-am încălțat și te-am îmbrăcat și ți-am dat să mănânci. Lasă, dracu, în afara faptului că ți-am dat și ei 7 de sarmale, tu știi destul de bine că aveai grijă de gențile mele acolo. Aveai să mor aici dacă vă mint și dacă sunt băieți, după la Constanța, după la Galați, după la Brăila, după toată țara asta, nu spun ca o laudă. Băi, eu când spun că am făcut nebunel, eu am făcut nebunel, frate. Băi, eu am făcut nebunel. Deci eram singurul om care eu aveam trailer. Am fost singurul om într-o perioadă la pușcărie, la Poarta Albă, care eu aveam trailer, frate. Deci aveam atâta trailer, băi. Băi, deci atâta trailer, de 1,20 m avea trailerul. Era full de țigări. Și când spun la lume că am avut, bă, mii de pachete de țigări, am avut. Când spun la lume că am fumat și penale, am fumat și penale, mă, frate. Și mie nu mi-e rușine să spun lucrurile astea. De asta spui tu, băi, ploșnița, dracu. O, te salut! Simerea Paul, te salut cu drag, salut pe toți băieții din Austria. Bagă pe prietenii tăi acolo. Și dați distribuire la voi în Facebook și în WhatsApp să aboneze la canalul meu de YouTube, Laur Șacalu, câte mai multe persoane. Chiar am nevoie de prieteni frumoși și am nevoie de oameni frumoși și respectoși. Am fost singurul om într-o perioadă, până 2007-2008, să zic eu așa, 2007-2008, nu că n-a durat mult asta, și că am durat câțiva ani de zile după ce s-a scos troilerele. De ce a scos troilere? Pentru că troilerele, știe toată lumea, are o bandă de aia de fier, de sub la roți acolo, are o bandă de aia de fier și are un fel de capac așa. Mă, știe toată lumea ce înseamnă troiler, indiferent că e mic, că e mare, că e alea. Acum dacă e mai mare, are banda aia mai mare. Și băgam telefoanele acolo, frate. Eu am purtat telefoanele pe multe pușcării și asta nu vă spun ca o laudă. Dar pe cea capul. Și băgam telefoanele acolo și țineam telefonul în suportul ăla la trailer, la roți. Pentru că era casant ăla, era un plastic casant și avea o daia de fier ca să ție ăla întins. Și tu aveai grijă de telefoanele mele, aveai grijă de bunurile mele. Ce dracu, despre ce vorbim? Te dracu de aici, tu ai uitat? Lucrurile astea. Tu vorbești de Varanu. Dom'le, că a spălat la WC-ul, că a făcut ăla. Mă, dă-te dracu de aici.
Păi tu ai uitat când strigam curățenie generală că săreai în poziția de drept. Erai primul care luai mopul mână. Lasă-l, dracu, frate, troile, dă-l în morții, măsii. Mai contează. N-avea, mă, frate, cum să bage mâna în geantă. Mă, omule, păi dacă eu le aveam setate toate, ce dracu, eu aveam ceau, Petru, dați-i lui Petru, mă. Dați-i lui Petru, că nu, ceau, văd că... Lasă, Petrule, că te duci pe cursă. Frumos. Auzi? Păi tu ai avut grijă de bagajele mele, tu ai avut grijă de lucrurile mele, eu te-am hrănit pe tine, eu te-am inițiat pe tine, eu te-am băgat săgeată pe peste tot. Ți-ai luat rapoarte pentru mine. Adu-ți aminte când a turbat ăla de vrea să-și taie urechile, de l-am câștigat la barbut. Bă, l-am dat în disperare pe unul. Nu mai vreau să-i dau nume. Care omul are familie, are asta, înțeles? Adu-ți aminte când a la acordion, era după la Slobozia. Și era un pic înțepat așa, de i-am spart urechile. I-am spart urechile, dar nu l-am ținut mai în capaci. N-auzi că să, bă, să dea drag cu mine, să moară mama mea dacă vă mint, dacă nu așa ură și dușmănie aveam, că a făcut ăla o afirmație odată pe mine. Vorbesc de ăsta și ăsta, Chiranu, era în cameră cu mine. Și a făcut niște afirmații proaste și a scos niște discuții proaste și a zis lumea pe acolo, bă, termină-te, mă. El deja se protejease, că vrea să-l bată, să-l ardă niște prieteni de-ai mei. De ce e treaba ta dacă am? Nu am, vreau să-mi fac rost. Vreau să-mi fac rost. Păi cum să n-ai, bă, ai văzut tu șacalele împerichiat? Hai să fim serioși acum. Ce dracu, suntem în libertate, mă, frate. Bă, dacă eu am avut gagici la pușcărie și am mai spus, nu știu dacă ai spus un live. Revenim și la faza asta cu gagică, cu nu știu ce. Eli, te salut, Eli. Dă interlopul ăsta, mă, de Chiran. Băi, adu-ți aminte când pe ăla de la Slobozia care cânta la acordion, că tu ai uitat lucrurile astea, nu vreau să-i dau nume la om, ai înțeles? Nu vreau să-i dau lumea la... Că poate are familia, are astea, să vede urât. A fost atunci. A făcut niște discuții proaste de mine. M-a vorbit de rău. A luat foc niște prieteni de-ai mei, s-a protejat. Și, băi, când e, mă, dracu al dracu să nu scapi, la 4-5 luni de zile, eu tot te-am trimis vorbă. Băi, urecheatule, vezi că o să ne găsim amândoi. Tot îi făceam afaceri, tot îi făceam de-astea. Scrieți, bă, TikTok-ul aici, nașa, scrieți TikTok-ul meu, ca să dea urmărire acolo la alea. Să facă ce vrea. I-am reglat mersul, mă, frate. Și am căzut în cameră cu el. M-am făcut că plouă. I-am zis, băi, am venit în camera asta, n-am venit pentru tine, n-am venit pentru niciunul din camera asta, am venit să-mi fac pedeapsa, am un mandat și vreau să mi-l duc la bun sfârșit. Bun. Băi, fraierul, dacă a văzut că l-am lăsat în pace, păi eu n-am jargoane pentru ploșnițe de-astea, a văzut că l-am lăsat în pace. S-a făcut tot cerc acolo de barbut. A jucat ei 3, 7, 9, 14 pachete, 9 cartoane, cât dracu a fost acolo. Bă, Viorele, hai să-mi bat pula nevastă ta ca să spune și ție pe urmă cum este. Să mă scuze doamnele astea. După aia spune nevastă ta dacă s-a simțit bine și tu o să tragi concluziile cât de prietenos am fost eu cu el. Bă, gămești pula lindicul nevastă ta de fraier. Asta e caracterul la lume, mă. Jigodile astea, zdrențele astea. Fraierește, voi care... N-are, mă, n-are, n-are demnitate în ei așa. Băi, mă scuzați, băi. Îi lasă joace acolo.
Îl pun pe unul ciobănică, mă jur pe viața mea, dacă nu îl pun pe unul ciobănică după la Constanța, dă, oricum e dă mult, frate. Da, spar cabinetul stomatologic și a furat tot spiritul de acolo. Vezi că la lumele rușine să spui niște chestii. Nu mai mi-aduc bine aminte, Andrei, ce să fac? Te salut, Andrei, te salut. Uite, sunt pe aici, mai sunt de vorbă. Te salut. Fă tu, bună seara. Viorica, câți ani am? Câți îmi dai? Te dai la bine, e? Vrei să spun ani? Luceafurul e 147. Uite că ți-am zis și ani. Nu mai mi-aduc aminte, mi se pare că făcusem țuică atunci și ani. Și îl pun pe ciobănică la desparge cabinetul și fură tot spiritul din cabinet. Îl facem noi, o sucim noi acolo. Nu mă supăr, nu mă supăr, Andrei. Vlăduț, te salut, vă salut pe toată lumea, bă, vă salut cu tot drăbă. Acum chiar că nu mai văd câți avem pe live. Chiar că mai înainte mai arta un 2, un 3, un 7, un A. Lasă-l, mă, să-mi facă, că el numai proclame știe să facă. Dar mâine, dacă e la ora 11, așa să zic, la ora 11, așa, când mă trezesc și eu să-mi beau cafeaua liniștit, că mie îmi place să-mi beau cafeaua liniștit, îl sună fratele vostru și mă bag și pe live. Dacă vreți, mă bag și pe live, dacă vreți, nu mă bag pe live. Și îl invit la o cafea, să stau de vorbă cu el, să văd dacă mai mă înjură în față, dacă vine la cafea, dacă nu, îi place cafea, poate, eu știu, îi place pula, nu știu ce îi place. Te trec la un lămă, lătura trec, fă-mă program cât vrei tu. Ciocan, Lenuța, te salut. O, Ciocan, Lenuța, de unde? De la Plevna? Ia zi, Ciocan, Lenuța. Corina, Nina, te pup cu drag. Șacaliță, te turbată. Sparge la cabinetul, ia tot spiritul de acolo, bem noi cu tare, îl facem noi, îl sortăm, îl guițăm, îl drăcim, ce dracu îi facem acolo. Eu la un moment dat zic, bă, nu mai guiță, ai înțeles că prea-mi plăcea. Nu zic că n-am băut și eu vreo 200 de grame, nu spun asta, ai înțeles? Nu vine așa. Mă pun la barbu cu rabla aia care v-am zis din Ialomița, după la Zlobozie. Pac, pac, dă-i la barbu. Când mai era la barbu, nu era la băutură, la d-astea. Lasă, trecule, de băutură, putem să vedem și mâine seara. Sergiu, te salut. Salut pe toată lumea. La un moment dat mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte după ce îl curăț și el face figuri dale. De fraier. Zic, ia vină, mă să moară familia mea dacă nu-l puneam cu capul lipit de perete, așa? Și dădeam câte un capac pe ureche, Ilant. Întoarce-te invers. Ia zic, băi, tu cu mine faci de-astea, mă, du-te, dracu, să te... Băi, tu cu mine suferi de-astea. Tu și așa ești plin de bube, mă, și ai făcut multe afirmații la adresa mea și la... Să spui el. Acum, el, dacă avea vreo 5 pachete de țigări, îi le dăduse... Ba unul, ba altul, câte o țigare, câte 3 țigări, câte 7 țigări, câte un pachet, câte alea, ai înțeles? Și făcuse și el 5-6 pachete de țigări și s-a băgat la barbut acolo. Lasă-l să vorbească, mă, lasă-l, dracu. Oricum îl știe toată lumea, îl știe toată planeta asta, știe că vorbește prost, urât și aia de... Dar până acum, de ce nu mai a vorbit prost? De ce nu mai a vorbit prost până acum? Când începe să le iasă dosarele și lui și lui năsosul ăla, lui Piron ăla de Piticu, pișeala și în cur și pe ăla de fraier, că ăla a sunat pe o fostă gagică de-a mea,
să intre în live acolo și să spui aia cum și ce fel și niște chestii. Tu te dracu și tu cu ea cu tot. Piticule. Da-ți dracu la un lom, mă. Băi, pleci calii dracu. Știi ce mă bucură pe mine? Știi ce mă bucură pe mine? Că sunteți prea proști pentru mine. Prea proști sunteți. Băi, de ce nu v-ați apucat, mă, să ziceți de la început? De ce nu v-ați apucat să spuneți voi de la... De ce nu v-ați apucat voi să lătrați de mine de la început? Când eu v-am zis mereu, am și-am bătut apropouri, uneori am bătut apropouri pe live-uri și am spus, băi, nu vă agățați de mine, nu vă atingeți de mine, nu faceți afirmații proaste de mine, veniți cu fapte concrete, mă, nu cu de-astea, bă, ăla a fost bulangiu la Pornai, da, mă, știu, am fost, da, normal. Vii cu vorbe de-astea proaste, vii cu Izabel, vii cu insinuări de-astea cu mamă. A, mă, ce dracu, bă, ce dracu. De ce n-ai început de la... De ce n-ai venit cu... Aoleu, cred că am făcut o greșeală aici, bă, frate. Bă. Ia stai. De ce nu ați venit de la început? Băi, răutatea din voi și bulangereala asta nu scoate nimeni niciodată. Bă. Băi, Todo, mai ești aici? Mai ești de la moderator? Bă, de-alea de contrabandă fumez, frate. Eu-s băiat amărât. Nu-mi permit ca să fac cheltuieli mari. Pentru că eu am situație grea, băi. Eu chiar am de, când spun că am de întreținut 4 familii, păi am, bă, frate, băi, pentru că eu țin la familiile mele. În fin. Ce țigări am? Dacă ți-am zis de contrabandă, Tudor, ce mai mă întreb ce țigări am? Vrei și tu? Ce vrei? Vino la mine. Le iau și eu din piață. Băi, ăsta e orablă, Chiranul ăsta e orablă, e un nerecunoscător, care v-am zis destul de bine, că l-am ajutat și când eram în Irlanda, munceam, l-am ajutat și când eram în țară, l-am mai ajutat și în Italia, l-am mai ajutat odată și în Italia. Și tu faci acum discuții de mine, bă, să-ți fie, dar oricum tu n-ai rușine, mă, că tu dacă te-ai futut în cur, ce rușine să mai ai? N-ai ce rușine, băi, un bărbat... Să înțeleagă toată lumea. Da, Robert, da, am făcut o pomătă în cur. Știu. Olguța Florin, te salut. Știu, mă, Robert, am făcut o pomătă în cur și am ajuns bulangiu. Știu asta. Eu nu știu hăităreala asta care faceți voi cu mine. Irăței, drecu, de părliții, drecu. Te-am ajutat și când eram în Italia. Și ți-am trimis atunci niște... Uite, stau de vorbă aici. Și ți-am trimis și atunci niște bani. Și tot ești nerecunoscător. Băi, dacă eu eram băiat rău cu tine pe la pușcărie și nu aveam grijă de tine și nu te ocroteam și nu te țineam pe lângă mine, erai mai jos decât un cambuzier. Deci tu, dacă tu ai crezut că ajutorul sau dacă eu ți-am arătat un pic de prietenie, ai trecut-o la diverse, nu sunt nervos deloc, cocoș, stai liniștit că nu sunt nervos deloc. Și tu ai trecut-o la șmecherie, pentru că eu ți-am dat bandă câteva ori și te-am ajutat. Și ți-am dat inclusiv și la copiii tăi, le-am cumpărat dulciuri și de mâncare, când am fost la tine în casă,
Și dracu, bă, eu am văzut că mulți au fost șefi pușcării. Băi, șefii pușcării nu a fost nimeni, ca să înțeleagă toată lumea. Dalea date cu camătă. Cătălin, dalea date cu camătă. Băi, să înțeleagă toată lumea. Nimeni nu a fost șeful pușcării, frate. Asta e o afirmație proastă, sunt niște vorbe proaste, sunt niște vorbe lăudăroase. Ai fost șeful pușcării. Păi dacă erai șeful pușcării, de ce n-ai plecat, mă, acasă? De ce nu te-ai dus, mă, la o cârciumă? Bă, de ce nu te-ai dus, mă, la o... De ce nu te-ai dus, mă, la o curvă? Care deținut nu avea nevoie de o femeie? De ce nu te-ai dus, mă, la o femeie? Na, hai să nu mai zicem așa cum am zis mai înainte. De ce nu te-ai dus la o femeie? Că era șeful pușcării și era cheile la tine și tu dăscu ei, închideai și plecai și vineai când vrei tu. Da, stracu cu șefii pușcării. Bă, că ați fost băieți deștepți și v-ați descurcat într-un fel anume, e altă treabă. Că ai fost bulangiu și că ești o zdreanță de când te-ai născut sau ai devenit pe parcurs, pe la vârsta de 16-17 ani, ai devenit o zdreanță. Bună seara, Fulga! Te salut, Gabriel Fulga, te salut. Salut pe toată lumea. Asta e altă treabă. Dar nu că ai fost șeful pușcării, n-ai că ai fost împăratul pușcării, nu că ai fost, bă, gestapul în pușcării. N-a fost, bă, nimeni, bă, că toți am stat sub cheie, indiferent de gradul lui, indiferent de cine a fost el, indiferent de numele lui. Bă, până și Becali cu Borcea a stat tot sub cheie, mă. Hai, mă, despre ce vorbim? Și oamenii ăia stăteau pe milioane de euro, sute, zeci de milioane de euro. Despre ce vorbim, mă? Și nici ea n-a fost șefii pușcării. Păi vrei să spun că mai multe rele și mai multe reguli și mai multe legi am făcut în pușcărie ca Becali și ca Borcea? Pe ăla nu-și permitea să-și facă un raport, că nu mai își vedea familia. Dar pe mine când mă lua nebunea la aia, uitam de tot. Așa că asta împărăte, băi, Chirane, nu mai vorbi prost și încă o dată să înțeleagă lumea, nu iau apărarea lui Varanu, dar e urât, e prost, sunt proaste vorbele astea și lumea care te ascultă pe tine și îți dă apă la moară, ție îți dă decât să te... Mă, ce să înjosească? Mă, cum poate să înjosească un bulangiu cu un băiat? Bă, ascultați ce vă spun eu. El a spus multe, Melania, te pup. Auzi, cum poate să înjosească un sclav, un băiat? Niciodată, niciodată în viața lui. Niciodată în viața lui. Pentru că și dacă încearcă să facă un sclav, că dacă e menirea lui de sclav, eu ca băiat nu-l las să facă o vorbă proastă și, nu poate să, și el nu poate să salte tonul în fața la un băiat. Alesia, Alesia, bună seara! N-ai cum să faci lucrurile astea, mă. Nu ai cum să salți tu tonul, n-ai cum să vorbești tu pe dos la un băiat. Pentru că te iau eu. Ca băiat te iau eu și te urechești și te dau cu capul de beton până te-o găsi, dragi, până curge toate bilii și pulii din tine. Bilii care le-ai băgat în tine. Vorbești tu de ăla că ai fost la BDD, că a fost ăla pachetarul tău, că a fost ăla înjosit, că l-ai înjosit tu. Bă, du-te, bă, dragul, că ăla dacă ți-a dat o bară de salam, ți-a dat-o de milă, bă, nu ți-a dat-o de frică, nu ți-a dat-o de ale. Că dracii care a avut ăla în el, nu i-a avut niciodată. Bă, nici nu ridic, nici nu salt în bapul la gura lui de Varan. Da? Ce e a lui, e a lui. Da, ce-s dracu' din gură. Că bă, sun eu pe Gioie să zică Gioie. Că sun eu pe nu știu cine de la Fetești. Tu nu vezi că vrei să bagi în discuții pe anumite persoane care nu-ți dă nicio importanță? Băi, încă ceva. Măi, el e pus... el e atât de prost de nu e nici săgeată. Cătăline, nu e nici săgeată, mă, frate. El nu e nici săgeată, mă. El e atât de prost de caută să facă niște vorbe, niște afirmații, niște lucruri de-astea să iasă în evidență. Poate crede și el că câștigă ceva, face ceva, dar ce trebuie să faci? Ce să faci? Lasă-l, mă, bă, Bogdane, lasă-l, mă, să vorbească, mă.
Mă, poate să-l bage, mă, ăla îl bagă ca să râdă de el, ăla îl bagă, vine la are creier, mă, îl bagă ca să râdă de el. Da, Melania, zi. Alesia, Alesia. Poți să zic că te chem la paravan, dacă vrei. Păi l-a băgat ăla, mă, ca să râdă de el, mă, să-l urecheze ăla, să-l ducă, să-l sucească, că el n-are creier. Păi dacă el n-a avut creier, el n-are creier nici pentru, n-avea creier nici pentru curățenie pe la pușcărie, are creier pentru un băiat, are creier pentru unul mai deștept, mai șlefuit, mai astea. Ce e dracu? El oricum vorbește acum, o ține o lună de zile, trei luni de zile, poate să o ție, ai înțeles? Dar mâine, maxim pe la ora 11, așa, o să vă arăt în ce locație sunt și îl chem acolo ca să stau de vorbă cu el și să mă înjure față în față. Și mă piși pe el, de fraier, că indiferent dacă încearcă să facă sau să dreagă el ceva, nu poți să bași pe unul la pușcărie așa. Pentru că eu te chem la o cafea, eu nu te chem să te ameniți, eu nu te chem să te bat, eu nu te chem, eu te chem să te urechez, să-ți arăt că ești de prost și dacă mai ai tu pe ăsta să mai mă înjuri tu pe mine. În realitate. A, sunt multe lucruri, fratele meu. Sunt multe lucruri care lumea trebuie să le știe. O să le vorbim în alte live-uri, în alte vloguri. Băi, Chirane, astâmpără-te, bă, dracu, cu prostiile astea. Astâmpără-te, bă, dracu, cu vorbele astea proaste. Astâmpără-te, bă, că ai 100 de dușmani. Bă, astâmpără-te, bă, că tu stai... Bă, tu ești... Bă, tu la ora actuală... Ascultă ce spun eu. Tu la ora actuală ești... Bă, ești mai țurchidit decât Racoș. Să mor aici dacă nu ești mai țurchidit decât el. Păi tu nu vezi că tu faci live-uri numai din casă, tu faci live-uri numai din același loc, din aceeași cameră. Ce dracu, despre ce vorbim? Tu ai făcut un tabiet din lucrurile astea? Mă, ce dracu, Balin, ce să facă? Să moară familia mea dacă nu, când i-a dat cola un picior în burtă, dacă n-a sărit căcatul din el. Bă, jur pe sănătatea mea dacă n-a sărit căcatul din el. Păi ce să facă, mă, ăsta maimuțul ăsta, băi? Băi, ce să facă, mă, maimuțul ăsta? Mă, ce dracu, mă, să mor aici, bă, să moară toată familia mea dacă n-am curat să mă jur pe, nu, pe familia mea, pe tot cea mai sfânt. Dacă nu-l bate ăla, dacă nu-l ține așa în trei degete, mă, le-a așa în trei degete, îl ia așa în trei degete și îl ține în sus. Ce dracu să-i facă ăla, mă, că ăla e smardoi pe bune. Bă, am văzut și eu lume smardoi, am văzut și eu, am cunoscut și eu, m-am bătut și eu cu smardoi. Nu că-i prietenul meu, bă, nu că-i prietenul meu, că e fratele meu. Și ăla a fost cu mine în faptă, frate. Deci dacă a fost cu mine în faptă, gândiți-vă că dacă toată lumea m-a vorbit de bine, ăsta tot ce să vorbească de rău, că e prea prost, prea cu ea la minte. Pe eu umblam cu un fraier, nu am un fraier, hai mă, ce dracu, hai să fim serioși. Știi cât îl bate ăla, dă-l nebunește, păi dacă ăla bate pe unul la pușcărie pentru o pastă de dinți, dă-l zăpăcește, bă, ăla îl bate pe unul numai că nu scutură pătura bine. Ce dracu, mă, și n-are nicio treabă, parcă se învelește el cu pătura lui ăla. Hai mă, să fim serioși, mă, ce dracu, mă. Păi acolo sunt, mă, fratele meu. Mă, acolo sunt. Dacă vrea să mă duc în seara asta să mă găsesc cu el, să stăm la o cafea, să stăm la un cico acolo, eu mă duc. Ce dracu să fac? A, mă, lăsați-l, dracu, de terminatul, dracu, că nu mai vreau să mai ale. Dar e prea prost. Astâmpără-te, bă, dracu, curățenia, dracu. Băi, mizeria, dracu, gunoiul, dracu. Astâmpără-te cu vorbele proaste la adresa mea. Și la adresa lui Vara, nu? Că tu știi destul de bine că ăla te-a subținut foarte mult, te-a hrănit, te-a sprijinit mai pe peste tot și pe PPD-uri pe unde te-ai găsit tot, ți-a aruncat câte o bară de salam din bun simț și din caracterul lui. Așa că vedeți, bă, de treaba ta și revine-ți odată la normal. Revine-ți, bă, la capul ăla. Mă, și dacă a făcut, mă, băi, frate,
Mă, cum să spun, mă? Băi, tehnica doboară forța, frate. N-are, mă, frate, un gunoi. Lasă-l, mă, dracu, ca bătul, că astea poate să le facă oricine și eu n-am mai făcut sport de 8-9 ani de zile. Și eu pot să fac lucrurile astea, mă, frate, cu să bat. Ce să arăt, mă, să arăt la lume că fac eu flotări cu 3 bătăi? Că... Cu ce te scoate astea în evidență? Arată-mă că ai obraz, arată-mă că ai creier, arată-mă că te-ai reabilitat. Cu ce te-ai reabilitat, bă, gunoiule, că tu te-ai certat cu nevastă ta și te-a bătut nevasta pe live? Și ai tăiat-o, Ana, te salut, și ai tăiat-o pe nevasta, ai dat cu cuțitul în cap. Păi tu ești mardoi, că ai de frica lui Marcela, ai sărit cu cuțitul la ea. Mă, ce dracu? Și cu doi copii minori în casă. Mă, du-te, dracu, că am folat. Du-te, bă, dracu, asta împărăte, bă, prostul, dracu, că nu țin nici cu stânga, nici cu dreapta, dar asta arăți tu că ești mardoi? Că ai sărit cu cuțitul la nevastă ta? Dar de ce n-ai ieșit pe stradă, mă, ca să te bați cu... cu unul care te-a înjurat pe TikTok? Cum... Și ăla te bătea pe bune, că l-ai înjurat și i-ai dat în joseală și ai vorbit prost despre el. Nu neapărat că i-ai dat în joseală, că din vorbe, din minciuni. Asta ai arătat-o că ești... Măi, frate, mă, bă, n-ai creier de lombo, păi nu meriți, mă, ca să fii la pușcărie. Hai, mă, să vorbim cinstit, hai, mă, să vorbim cinstit. Băi, să vorbim cinstit, să vorbim corect. Cât de depravat ai fi, cât de bun ai fi, cât de caracter frumos ai fi. În fața copiilor, când ai dat în mama lor, bă, ești tasul, bun, ești tasul. Dar când ai dat în mama lor, ești nimeni, mă, ești zero, mă. Și meriți ca să stai turchidit. Bă, meriți să stai la pușcărie, mă. Nu meriți, mă, să stai în libertate. Bă, tu îți terorizezi familia? A? Bă, familia ta meriți să terorizezi familia? Păi poate femeia te-a căutat la pușcărie, mă. Vlad Vlăduț, te salut, fratele meu. Femeia te-a căutat la pușcărie. Femeia a luat de la gura la copii aia. Bă, femeia a luat de la... De-a luat multe lucruri la copii aia, poate o plimbare în parc, poate o joacă în parc, de să te caute pe tine, să fie bine și a avut un serviciu și a avut o muncă sau două servicii și s-a devotat pentru tine. Și tu de bine ce ți-a făcut, că ai avut de unde să fumezi o țigare, că ai avut de unde să mănânci o bucată de șuncă, te-ai liberat și te-ai pus cu teroarea pe ea. Păi și atunci, care-i valoarea ta? Care, mă, caracterul tău? Du-te, dracu, de aici de gunoi, mă. Bă, du-te, dracu, mă, că lumea bagă la cap lucrurile astea. Da, mă, Daniel e moderatoare, de ce? Vrei să te pun și pe tine? Te pun și pe tine dacă vrei. Clara, te pup, bună seara. Așa că gândește-te bine, mă, Chirane, la tine, gândește-te bine la ce scos pe gură, gândește-te foarte bine. Protejat-o, dracu, că tu ești un protejat. Bă, tu nu ești bucureștean. Mă, tu nu ești bucureștean. Tu ești o lepră. Tu ești un gunoi. Tu nu ești un băiat. Pentru că tu nu ai o vorbă frumoasă în tine. Tu nu ai o vorbă dulce în tine. Tu, toată lumea la tine a fost fraie. Toată lumea la tine a fost fraie. Și tu ai fost șmecher. Și fumai chiștoace. Fumai chiștoace. Dă șmecher ce ai flos, fumai chiștoace. Ok, bine ai venit, Clara. Ești bine, bine primită. Băi. Băi, revină-ți, bă, la capul ăla. Revină-ți, bă, dracu, la mintea aia. Mai lasă-te, dracu, la mâna ta cu minciunile astea și cu vrăjelile astea și cu împărligăturile astea. Și nu crede că dacă... Băi, asta nu a înțeles lumea, asta n-a înțeles multă lume din online-ul ăsta și la mult le-a rupt capul și a văzut și ei 3 lei, 5 lei, 7 lei pe acolo, că mai se face după lucrurile astea. De-aia nici n-a mai intrat așa de des pe TikTok-urile astea.
Nu, dar nu e aici, nu e de iertat. Aici cine vrea intră, cine nu, nu, cine vrea stă, cine nu, iar la fel. Noi nu avem contracte. Nu avem contracte aici, clar. Cine vrea să rămână cu noi, să rămână cu noi. Cine vrea să nu rămână, la revedere. Ce să-i facem? Mai du-te, dracu, bă, și vedeți de treaba ta că... Băi, să vă mai spun o chestie, care n-am spus-o și jur. Și jur, eu când spun, bă, jur, jur pe viața mea, jur pe sănătatea mea. Chiranul când a venit la Poarta Albă, în 2007-2008, băi, nu mai duc nicio așa cu aproximație aminte de toate chestiile astea. A avut o discuție tot la fel la Supăra, pe Varanu, nu mai știu pe unde, pe la Giurgiu, pe la Brahova, nu mai mi-aduc bine aminte. Și a venit... De ce nu ai mai intrat, Clara? Ia zi. Ia zi tu de ce n-ai mai intrat. Pentru că n-ai fost cu minte. N-ai avut cravată roșie. N-ai primit o floare sau de ce? Cum că eu am dat flori întotdeauna la toate fetele, la toate doamnele, domnișoarele. Deci Chiranu când a venit, eu nu știu ce să fac, frate, uite mai stând de vorbă. Chiranu când a venit, a venit cu protecție, frate. A venit Chiranu cu protecție de mine și de Varanu. N-am supărat, frate, că eu nu supăr fetele. Băi, eu iubesc fetele, mă. Jur pe viața mea dacă nu le iubesc maxim pe fete, bă. Sunt cel mai iubitor la fete, bă. Care vrea moderator, soare Ana. Soare Ana. Pula ta atunci, ce să zic? Ce să zic, soare Ana? Fă, băi, dă-te-n pula mea de crăpată, adrecu, băi, te vii cu ștouă ăsta pula. Ți-ai băgat pula în urechi și vii acum să... A avut protecție și el și încă câțiva. Și toți avea pe mine și pe Varanu, pentru că se certase cu el pe acolo, îl înjurase, cum a zis, ia stai. A, am înțeles, am înțeles acum. Măi, frate, o. Băi, a avut protecție pe el și totodată știa când a aflat că vine la Poarta Albă, ce ai zis, să noi luăm protecție și post. Eu l-am luat cu vrăjeală, l-am luat cu alea, vine, bă, cu tare, nu știu ce, i-am dat câteva capace de față cu vreo doi băieți. Pot să dau și nume la băieții, că sunt băieți prea valabili, foarte valabili, sunt niște băieți din Constanța și i-am zis, băi, asta rămâne rămâne așa între noi. Dar acum acolo stai relaxat și vedeți de treaba ta. Pentru că ai greșit acolo. L-ați înjurat pe ăla, l-ați putare și Varanu era turchidit în perioada aia pe la... Bă, mi se pare mie că pe la Giurgiu era turchidit pe acolo, pe a patra. Am multe de spus la adresa lui ăsta și la adresa lui năsosul ăla de piticul, lui nastrâmb ăla. Lui șopăr la aia, la altă șoaghiță. Așa că vedeți-vă mă de treaba voastră și stați niște și nu mai pălmăjiți pe aici, că va auzi lumea și vă știe lumea și de asta mă oftic, de multe ori mă oftic pe oamenii ăștia care subține leprele astea, care înjură de copii, înjură de morți, scoate vorbe urite, face sifonel de-astea indirecte. Îi face niște sifonel de-astea indirecte. Adică tu dacă ai făcut 12 ani că ai tâlhărit un taximetist, Claudia, bună seara Claudia, la mulți ani. Tu ai tâlhărit un taximetrist, i-ai luat la vreo 40-50 de lei, nu știu cât ai luat în perioada aia și ți-ai luat mandat 12 ani. Bă, 12 ani.
Pentru 4 lei, 5 lei care i-ai luat-o atunci, tu te mă dracu, dă. Te-a bătut și aia. Spune la lume de ce ai tăietura aia în cap aici. Spune de ce ai pe față. Că pe mine m-a întrebat multă lume. Dar de ce ești tăiat pe față? Că te-a tăiat nu știu cine. Că da mă să iasă ăla care m-a tăiat pe mine. Ți-ai dracu, dă proștie, recu. Ăștia care vorbește prost, mă refer la ăștia. Băi, fraților, eu vă las, vă doresc o seară frumoasă la toată lumea. Revin în continuare cu alte live-uri, cu alte vloguri despre mizerile astea, despre gunoaile astea. Pentru că ăștia nu merită să stea nici pe site-urile astea pe aici. Ăștia nu merită, mă, să stea, ăștia nu merită să fie băgați în seamă. Vă mulțumesc încă o dată la toată lumea, la fete, la băieți. Seară frumoasă. Să ne auzim cu bine, să fim sănătoși și Elena, bună seara. Și să ne trezim așa a doua zi mai lucizi așa, mă, și mai mintale așa, mă, frate. Mă. Nu cu vorbe de astea proaste, nu cu bărligături de astea, nu cu chestii de astea. Bă, ăla a fost, a fost la WC, a făcut. Nu te mă dracu de aici, mă. Tu nu vezi că vrei să bagi în discuție pe toată lumea și să faci un circ așa, un tantam așa. Tu, calul, de-astea faceți. Voi de-astea faceți. Numai lucruri de-astea false, numai lucruri de-astea mincinoase. Dar ea spune despre voi. Ea spune, mă, când ai fost fraier. Băi, ea spune când ai fost fraier. Că nu vrei să spui când ai fost fraier. Spune când ai fost fraier. Nu mai spune când ai fost șmecher, că tu șmecher n-ai fost niciodată. Te dracu, mă, de aici, de pleșcarul, dracu. Bă, du-te, dracu, de semicambuzier. Tu ai fost semicambuzier, mă. Bă, auzi, Chirane, vezi că ți-au talonul și de mâine nu mai poți să circuli. Vă salut, o seară frumoasă la băieți și la fete, cu tot dragul, încă o dată la mulți ani, cu tot respectul, și abonați-vă la canalul meu de YouTube. Vă aștept cu mare drag și fete și băieți. Și pentru puștii din ziua de azi, fiți cuminți, vedeți-vă de treaba voastră. Mergeți la școală, formați-vă o meserie, indiferent care este ea, și evitați și înlăturați mereu anturajele astea nocive. Oamenii ăștia nocivi, oamenii ăștia bârfitori, oamenii ăștia care vor să vă tragă în jos. Ok, Elena, te pup cu drag, te aștept. Evitați și indiferent de problemă, indiferent de situația care sunteți voi, de situații de-astea degradante și de oameni de-ăștia nocivi, anunțați familia voastră, anunțați orice membru din familia voastră, povestiți-le cu sinceritate în ce anturaj v-ați băgat, pentru că ei poate să vă dea un sfat bun și poate să vă ajute să evoluați. Alegeți întotdeauna oameni care vor să evolueze, oameni care sunt lângă voi și oameni care vă vor binele. Asta e valabil pentru toți puștii ăștia de ziua de azi și vreau să tratați ca atare. Tot ce spun pe aici este un pamflet, facem o caterincă și să nu mai le dăm curs la jegoși ăștia să mai discute despre alte persoane, să nu le mai dăm subținere. Lumea moare de la adevăra, nu, pentru că a văzut că are popularitate, are cuvânt de spus, spune niște lucruri, spune niște chestii și că ăla când le spune, când îi vine lui nebuneala aia de bate el găleata, ce dracu face el, dă cu tigaia în cap, bă, ăla le face de drace aia din el, băi, eu îl știu foarte, foarte bine. Băi, o seară frumoasă la toată lumea, la fete și la băieți și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul. Vă aștept cu mare drag. Seară frumoasă la toată lumea, numai bine!